Sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le discutăm astăzi legate de Valea Jiului, de parcursul pe care localitățile din Valea Jiului l-au avut în acești ultimi 4 ani, de implicarea Consiliului Județean Hunedoara și câteva obiective pe care ni le propunem împreună pentru dezvoltarea comunității noastre. Spun comunitatea noastră pentru că eu sunt născut și crescut în Valea Jiului, am fost educat în școlile și liceele din Petroșani și am ales să mă întorc acasă pentru că eu consider că e mult mai important să performăm în activitatea noastră, să ne implicăm și să reușim să transformăm în bine comunitatea în care trăim. Dacă e să analizăm parcursul localităților din Valea Jiului în ultimii 4 ani, eu pot să afirm cu tărie că prezența Consiliului Județean Hunedoara a fost nesemnificativă. Nu a existat un plan de investiții concrete, nu a existat o viziune pentru Valea Jiului care să fie aplicată, ci mai degrabă au fost intervenții punctuale acolo unde primarii și comunitatea au reușit să pună suficientă presiune. Din păcate, intervențiile au ținut foarte mult de culoarea politică și asta o putem analiza și dacă punem în balanță faptul că, să spunem, la Lupeni se poate investi într-o parcare în zona domeniului schiabil, la Petroșani nici măcar nu s-a pus problema de așa ceva. Dacă discutăm de drumuri, se pot prelua sectoare de drum care sunt coordonate de primari social-democrați. Dacă e vorba de primari liberali, acest lucru deja devine ilegal, cu ghilimelele pe care vă rog să le remarcați. Dar cel mai mult și cel mai mult se ridică un mare semn de întrebare asupra lipsei de performanță administrativă a social-democraților care încă mai conduc județul Hunedoara, prin faptul că nu există nicio investiție notabilă, semnificativă, care să schimbe în bine calitatea vieții în Valea Jiului, care să fie început și să fie finalizată în acești 4 ani. Da, nu putem să nu remarcăm că se lucrează la drumul din Parâng, ceea ce este foarte bine, dar totuși e vorba de 4 km care ar fi putut fi terminați, așa cum eu preconizam, dacă am fi rămas la conducerea Consiliului Județean undeva în 2017. S-au ales soluții după soluții, s-au schimbat termene și s-au amânat lucrările, astfel încât astăzi, la mai bine de 5 ani, cred că de când am semnat parteneriatul pentru drumul din Parâng, nici acum nu e finalizat și asta eu consider că este din vina proastei coordonări a Consiliului Județean Hunedoara. PSD a ales să țină talpa pe gâtul nostru al oamenilor din Valea Jiului și din când în când să ne mai ofere câte o gură de aer atunci când chiar nu se mai poate. Nu a făcut altceva decât să prelungească agonia și n-am văzut ca prin acțiunea și prin atitudinile pe care le-au avut în acești 4 ani, și aici mă refer la prestația în general a celor din PSD, să reușească să oferă o șansă mineritului sau celor care lucrează în minerit să aibă drept la carieră și să existe un plan de acțiune concretă pentru transformarea zonei dintr-una minieră într-una prin programele de Just Transition sau prin recalificarea celor care au lucrat în minerit. Nu există niciun fel de plan de acțiuni pentru cei care sunt acum pensionari și sunt încă apți de lucru. Nu există niciun plan pentru reintegrarea lor, eventuala reintegrarea lor în câmpul muncii. Nici măcar nu cred că există o statistică a celor care mai doresc să mai lucreze în acest moment. Astea sunt lucruri pe care le imputăm. Dar revenind la momentul 2020 și la ce ne propunem pentru mandatul pe care îl vom obține prin încrederea cetățenilor din Petroșani, din Valea Jiului și din întreg județul Hunedoara, aș vrea să punctez câteva lucruri din punctul meu de vedere foarte importante. În primul rând,
îmi doresc ca și vom face astfel încât Consiliul Județean să devină un partener al Primăriei Municipiului Petroșani în investițiile din domeniul schiabil parent. Acest parteneriat se va concretiza prin suportarea anumitor categorii de cheltuieli din cofinanțări și, sigur, prin extinderea și actualizarea priorităților cu privire la acest domeniu schiabil. În ceea ce privește sportul, în Valea Jiului, ca să încă o dată, ca să demonstrăm dubla măsură a celor din PSD, au ales să finanțeze modernizarea, reconstruirea stadionului Mihail Klein din Hunedoara. Ceea ce este foarte bine. Dar noi mai avem o echipă cu tradiție și mai avem o bază sportivă care are nevoie de multă atenție la Petroșani. Nici măcar nu s-a pus problema vreodată, nici măcar nu cred că a fost întrebat primarul Petroșanului dacă are nevoie de ajutor și care este stadionul în care se află baza sportivă din Petroșani. Prin grijă administrației locale s-a obținut o finanțare de la CNI pentru ca părți din baza sportivă să fie modernizate, dar eu nu cred că în acești 4 ani președintele Consiliului Județean măcar a poposit odată să vadă cum arată și ce e de făcut pentru echipa JIU Petroșani. Acest lucru se va schimba și cu siguranță vom obține și finanțare, există programe guvernamentale, există posibilitatea de a accesa fonduri europene în viitor pentru asemenea deziderate. De asemenea, e foarte importantă participarea activă a Consiliului Județean în derularea programului de investiții teritoriale integrate, acest ITI Valea Jiului, care va deveni cea mai importantă sursă de finanțare pentru investiții în următorii 7 ani, începând cu 2021. Și aici ne propunem să ne implicăm cu toate forțele în derularea corectă și performantă a acestui program. Ne dorim absorbția cât mai multor bani, concretizarea cât mai multe obiective de investiții care să aducă plus valoare și o creștere a calității vieții în Valea Jiului. În 2016 vă propuneam, tot împreună cu domnul primar Iacob Riții, printr-un program finanțat de Consiliul Județean Hunedoara, valorificarea sau valorizarea parcurilor industriale din Valea Jiului prin construirea 20.000 de metri pătrați de hale industriale. Practic, popularea 2 parcuri industriale, unul în estul Valea Jiului, la Petroșani, unul în vestul Valea Jiului, fie la Vulcan, fie la Lupeni, în funcție de disponibilitatea și de studiile de piață care urmau să fie efectuate. Soluție pe care o cred viabilă și astăzi și o spun cu mâhnire că în acest sens PSD și conducerea Consiliului Județean Hunedoara n-a făcut nimic în acești 4 ani, deși la un moment dat păreau că agrează această idee și păreau să încerce să o pună în valoare. Vom construi acești 20.000 de metri pătrați de hale și din experiența pe care am acumulat-o lucrând în primăria municipiului Deva, unde există un serviciu foarte, foarte bine pus la punct pentru sprijinirea și atragerea de investiții străine și domestice, unde împreună cu primarul Florin Oancea am reușit să atragem peste 100 de milioane de euro investiții private în 2 ani. Eu sunt sigur că acest know-how, această experiență va fi foarte utilă pentru atragerea de investitori în Valea Jiului, iar ținta noastră este clară: 1000 de locuri de muncă bine plătite în Valea Jiului în acest mandat, creați cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara. Sprijinul va fi unul activ, ne vom implica, vom crea acest serviciu de investitori și de sprijinire și de atragere de investitori la nivelul Consiliului Județean, pe modelul Deva Business, care cu siguranță va fi un mare plus pentru noi. Sigur, e nevoie de investiții în infrastructură, există mai multe soluții pe care le avem în vedere cu privire la finanțarea și execuția drumului 66, a drumului național 66 spre Herculane. S-a vorbit foarte mult despre acest drum. Cred că foarte multă lume este dezamăgită de modul în care am fost pasați de la Ana la Caiafa în acești 4 ani de către PSD, care mai degrabă nu a dorit să se finanțeze acest drum, pentru că n-am văzut, în afară de
câteva, eu știu, declarații de intenție. Nu am văzut nimic concret în construirea acestui drum. Mai există un alt drum la Valea de Pești. Mai există o cale care ne leagă cu Gorjul, care tot un drum județean 664, care în parte este deja asfaltat și care va trebui finalizat. Aceste lucruri le avem în vedere și cu siguranță vor fi finalizate până la până în 2024. Domnule primar. Da, mulțumesc domnului David pentru prezentarea făcută și așa cum vedeți pe scurt, foarte pe scurt, domnul David a prezentat practic viziunea Partidului Național Liberal cu privire la ceea ce înseamnă Consiliul Județean și dezvoltarea județului Hunedoara, în special a Văii Jiului. Eu pot să vă spun că cei 4 ani în care a condus PSD-ul acest județ sunt 4 ani ratați. Și o să vă și spun de ce. Nu există finalizat niciun proiect la nivel de județ, proiect mare. Se lucrează într-adevăr la acest drum către drumul din Parâng, dar și acesta s-a început cu întârziere, mă rog, după ce proiectul și toată finanțarea a fost asigurată de către domnul David când a fost președintele Consiliului Județean, nu contează, bine că s-a continuat. Ideea este că n-au reușit să facă niciun proiect mare de investiții, fie că vorbim de drumuri, se lucrează acum, cred că la Hunedoara Călan, nu? Drumul pe fonduri europene. Însă eu vreau să vă spun că ne raportăm la celelalte județe din regiunea noastră. Niciunul din celelalte județe, sau în special la Radu și Timișu, au investiții în drumuri doar de peste 300 de kilometri, repet, investiții, drumuri județene făcute pe investiții. În județul Hunedoara s-au făcut doar reparații. Și nici astea, așa cum ar trebui, ca să revenim la Petroșani, PSD-ul, prin conducerea Consiliului Județean, a refuzat de fiecare dată să investească în municipiul Petroșani. Și aici spun să investească, că mă refer la drumul lung Cuza-Vodă-Cărbunelui, care duce către stația de transfer a deșeurilor menajere, care este proprietatea Consiliului Județean. Și să vă mai spun ceva, am văzut în spațiu public contracandidatul meu spunea: domnule, când ați dat aprobarea, trebuia să știți că pe acolo gunoiul se duce cu mașina și nu cu avionul. Așa este. Știam că se va duce cu mașina și mai știam ceva. Dacă eu nu dădeam aprobare și nu intram în parteneriat cu Consiliul Județean să pun la dispoziție suprafața de teren pentru stația de transfer, practic această stație de transfer nu s-ar mai fi făcut, probabil aici s-ar fi făcut în altă parte, iar costurile pentru gunoiul menajer ar fi fost mult mai mari, mult mai mare pentru populația din Valea Jiului. Asta așa, ca o paranteză. De fiecare dată când au avut probleme cu aceste proiecte, cei de la Consiliul Județean au găsit un sprijin la Petroșani. Eu n-am ținut cont de culoarea politică, fie că a fost vorba de acest teren pentru stația de transfer și fie că a fost vorba de terenul pentru deponeul provizoriu pe care l-am avut la fosta mină Dâlgea, da? Unde toată Valea Jiului a putut să ducă gunoiul menajer și numai eu știu câte demersuri am făcut la președintele Bobora să-l închidă și după un an de zile să care tot gunoiul de acolo. Deci după ce ai fost deschis și ai ajutat, după aceea te-au lăsat să te descurci singur. Asta e stilul PSD necinstit, da? Și necinstit în primul rând față de oamenii din Petroșani. Și în general în Valea Jiului. Acum, așa cum spunea și domnul președinte, orice investiție solicitată la Petroșani din punctul lor de vedere este ilegală și orice investiție de aceeași structură sau de aceeași natură în altă parte unde sunt administrații PSD este legală. Aici se vede dubla măsură a Partidului Social Democrat și a conducerii Consiliului Județean și a faptului că n-au făcut nimic decât electoral. Deci nici drumul din Parâng nu s-ar fi făcut dacă actualul contracandidat și candidatul PSD n-ar fi vrut să vină la Petroșani. Ăsta este adevărul. Să nu mai ne ascundem după de... Acest drum trebuia făcut de 10 ani de zile, da? E foarte bine că se face acum. Echipa mea din primărie este sus în munte, se întâlnește cu constructorul, cu proiectantul și cu dirigintele de șantier pentru a găsi soluții, pentru că s-au împotmolit cu tunelurile respective și cu ce mai este pe acolo. Vom da tot concursul, drumul este pentru oamenii de aici, pentru turiști și pentru dezvoltarea Parângului. Nu este nici al PSD-ului, nici al PNL-ului, nici al
altcuiva. Este al nostru, al tuturor, e adevărat, este finanțat din fonduri guvernamentale. Deci din banii noștri ai tuturor, nu din fonduri ale Consiliului Județean. Asta ca să închidem această anatema aruncată pe acest drum că este al cuiva sau al altcuiva. Noi am acceptat, am intrat în parteneriat, am fost deschiși de fiecare dată, dar n-am fost tratați cu aceeași măsură de către conducerea Consiliului Județean. Din păcate, repet și îmi pare rău să o spun, conducerea PSD a Consiliului Județean a ratat cei 4 ani de zile și dacă căutați în celelalte județe din proximitatea noastră să vedeți câți bani s-au investit în celelalte județe, veți constata că Hunedoara este pe ultimul loc în regiune, nu știu, pe locul 29 în România sau la pe nivel de trai, suntem la locul 35 în țară. Locul 35, da. Ultimul loc în Transilvania ca și venituri, pe primul loc la migrație în regiune. Avem niște indicatori care ne spun cât de performantă a fost această guvernare locală. Exact. Deci asta este marea realizare a PSD și, sigur, ca să revenim la investițiile făcute și prin APASERV, ați văzut de fiecare dată, au clamat marea investiție care schimbă și înlocuiește doar 9% din rețeaua de apă canal din Petroșani și probabil nu am datele din celelalte localități, dar probabil că este la fel și acolo. Deci, în mare, cam aceasta este situația. Am discutat cu domnul David, discutăm de un nou parteneriat cu Consiliul Județean în ceea ce privește dezvoltarea domeniului schiabil, un alt parteneriat în ceea ce înseamnă atragerea de investiții străine și aici suportul Consiliului Județean este unul foarte, foarte important și de această dată sper să reușim să facem cele două zone industriale, una în est și una în vest, pentru Baia Lea Julie. De fapt, aceste lucruri sunt cuprinse și în strategia de dezvoltare pe care PricewaterhouseCoopers o face pentru exercițiul financiar viitor. Pe noi ne interesează foarte mult să avem proiecte, să avem un plan foarte bine structurat pentru dezvoltarea Băii Jiului în următorii 7 ani. Vorbim de 7 ani pentru că 7 ani durează exercițiul financiar european și proiecțiile noastre trebuie să se facă pe această perioadă, sigur, 4 ani de mandat, dar proiectele trebuie pregătite din timp pentru a putea fi finanțate. Avem și alte fonduri și linii de finanțare și Just Transition Fund și alte fonduri care vin direct de la Bruxelles pentru această reconversie și transformare a zonelor minere din Europa. Dacă mai îmi permiteți, aș vrea doar așa să exemplificăm. Eu, în general, am adoptat o atitudine elegantă și am încercat să vorbesc foarte constructiv cu privire la, la ce ar trebui să facă o administrație locală. Da? Astăzi aș vrea să fim mai pragmatici un pic. În 2019, în 2020, lui Tiberiu Iacobriții, primăriei municipiului Petroșani, petroșenerilor, că nu primarului, petroșenerului se refuză un sprijin din partea Consiliului Județean cu privire la străzile pe care operatorul de deșeuri le folosește pentru toate deșeurile din Valea Jiului, li se refuză sprijinul, în sensul care s-a solicitat o sumă de bani pentru investiții sau preluarea la administrarea drumului. Eu așa ceva n-am făcut. În 2015 am primit o solicitare similară din partea primarului municipiului Vulcan, domnul Gheorghe Ile, membru PSD și atunci și astăzi, care solicita o sumă de bani, aproximativ 1,1 milioane de lei, pentru modernizarea străzii Căprioara, care, ce să vedeți, exact același lucru făcea sau deservea în 2015. Toate deșeurile din Valea Jiului erau transportate la singura groapă de gunoi care mai era atunci deschisă, la Vulcan. În 2 tranșe am oferit această sumă prin sume de echilibrare bugetară, tocmai pentru ca Vulcanul să aibă posibilitatea să aibă o infrastructură de calitate și oamenii să nu suferă, să treacă și sigur și operatorii, aici e și vorba și de un calcul economic. Dar și drumul de la Petroșani. Și la fel, drumul când am construit stația de transfer, stația de sortare și transfer de la Petroșani,
Am preluat în administrare de la municipiul Petroșani un sector de 900 de metri, că sunt 850 de metri de drum, pe care l-am modernizat cu bani de la Consiliul Județean. Era un drum de pământ, astăzi este un drum de asfalt. Deci a fost legal. Atunci a fost legal și credeți-mă, nu s-a schimbat nici nimic în legislație din momentul 2015 până astăzi. S-a schimbat în ceva, am devenit un pic mai nesimțiți. Cei care conduc Consiliul Județean Hunedoara sunt un pic mai nesimțiți decât ar fi normal să fie. Eu nu zic că nu trebuie să avem grijă de banii județului, eu nu zic că nu trebuie să fie foarte atenți atunci când îi cheltuie, dar totuși față de petroșani și față de petroșeneni s-au comportat ca niște nesimțiți. Și asta n-o să iert niciodată și o să le spun în față de fiecare dată când am ocazia și vă spun și în fața camerei de la vedere că ar trebui să-și ceară scuze oamenilor din municipiul Petroșani pentru modul în care au ales să facă politică și nu administrație, cum ar fi fost normal. Vă garantez că după preluarea conducerii Consiliului Județean Hunedoara, acest tip de politică ostentativă, cu nasul pe sus, cu metehne de boier și de baron, va înceta în județul Hunedoara. Este ultima strigare, ultimul strigăt al baronilor roșii, foști comuniști, cu mentalitate de jupân, care preferă ca noi să ne rupem gâtul în gropile de pe drumurile județene decât să repare ei, decât ei să le repare. Asta este declarația lui Laurențiu Nistor, o declarație pe care nici măcar astăzi, la două săptămâni de când a făcut-o, nu și-a retras-o și nu și-a cerut scuze. Este un om care preferă ca hunedorenii să moară, ca el să poată trăi. Și totuși vine în fața noastră și spune că vrea să candideze pentru poziția de președinte a Consiliului Județean. Este jenant pentru un om cu vârstă de 70 de ani, care a făcut 30 de ani politică și, da, mă rog, nu prea a rămas nimic în urma lui, să vină să facă asemenea declarație. Eu vă spun că trebuie să intrăm într-o epocă nouă, să construim Hunedoara nouă, o Hunedoara în care să se facă administrație nu după ureche, ci după studii și după nevoi și după beneficiile pe care sunt aduse oamenilor. Și acest lucru îl garantează doar Partidul Național Liberal și doar alianța pe care avem împreună cu partenerii noștri din UDMR, PNC și suntem susținuți și de USR+. Vă mulțumesc și dacă aveți... Da, aș vrea eu să mai fac o precizare, dacă tot ați vorbit de drumuri, ca să clarificăm niște aspecte. Pe primul tronson de centură, în municipiul Petroșani, e vorba despre tronsonul cuprins între zona benzinărilor și sensul giratoriu cu avionul, am avut un parteneriat cu Consiliul Județean, în speță cu domnul președinte Adrian David, și din 40 și ceva de miliarde a fost finanțat în jur de 10 miliarde din partea Consiliului. Deci un sfert din primul tronson al centurii a fost finanțare și de la Consiliul Județean. Ulterior, tot ce s-a făcut, s-a făcut pe bugetul local. Deci ca să fie foarte clar ce s-a făcut cu șoseaua de centură, unde 95% din finanțare a fost asigurată de Consiliul Local. Deși promisiunile au fost altele, ulterior nu s-a mai dorit acest lucru. Da, eu fac ceva. Da. Tot am vorbit de stadionul Jiu. Avem o sală polivalentă nouă în oraș și domnul David știe, la Deva, până nu de mult, se finanța o echipă de handball, de la Consiliul Județean. Dacă vorbim de proiecte și de un viitor parteneriat, dacă câștigați alegerile, foarte multă lume din Petroșani ar fi interesată de o echipă de handball la nivel de divizia a doua, dacă nu a treia, susținută. Și aici mă gândesc dacă dumneavoastră nu ați putea să sprijiniți acest proiect. Pentru că handball e un sport iubit, avem și școală sportivă. Mie mi-ați atins o coardă sensibilă, pentru că eu în trecut am fost legitimat ca handbalist la Clubul Sportiv Școlar din Petroșani și aici, în sala polivalentă. Cu siguranță sportul va fi o prioritate pentru noi. Sunt multe lucruri despre care astăzi n-am discutat. Am vrut doar să punctăm câteva repere majore pe care o să le avem ca țintă în dezvoltarea comunității din Valea Jiului. Sigur, în ceea ce privește sportul, este cât se poate de clar că va fi sprijinit. Noi avem o viziune de a sprijini sportul de masă, pentru ca apoi din acest sport de masă să rezide un excelență în sport, care tot așa, în acești 4 ani, n-a existat nici măcar în discuțiile
de la Consiliul Județean, în afară de premierea anumitor sportivi care au reușit cumva, nu știu cum, dar au reușit să facă performanță, nu am văzut niciun efort pentru a întoarce lumea cu fața către sport. N-am văzut niciun efort pentru a sprijini cluburile sportive, școlare sau municipale, pentru a face performanță. Există, din fericire pentru noi, și un program la nivel național, prin programul guvernamentar Clădim România, vor fi construite centre de excelență în fiecare, și olimpice, dar și neolimpice, pentru fiecare județ în parte și vor fi sprijinite comunitățile pentru a face sport. Din păcate, în acest moment, legislația favorizează ședințele de județ în privința finanțărilor către cluburile sportive, dar nu putem să nu remarcăm că în acești 4 ani, deși a fost singur, primarul municipiului Petroșani a reușit să țină o echipă de fotbal, a reușit să promoveze în divizia C. Sunt lucruri care nu e imposibil să nu le faci remarcate. Da, și handbalul e cazul să revină în prim planul atenției, în prim planul competițiilor sportive din județul Hunedoara și din Valea Jiului în special. Asta e opinia mea. Asta ar trebui să întrebați pe cei care conduc Consiliul Județean astăzi. Nu știu ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani. Vă spun cu siguranță ce am remarcat eu. Legislația s-a schimbat în sensul în care au fost mai greu de prins acei transportatori care încalcă legea privire la greutatea admisă pe drumurile județene, dar nici n-am văzut o altă acțiune care să facă cumva să fie în favoarea comunității. În fapt, ca să înțeleagă toată lumea care ne urmărește. Noi venim, investim, cum s-a întâmplat, de exemplu, pe drumul care leagă Baia de Criș de Bulzești, o investiție făcută prin 2013-2014 de 10 milioane de lei, care se distruge vizibil de la an la an pentru că transportatorii de lemne depășesc masa maximă admisă. Astăzi, în 2020, tehnologia ne permite să fim foarte, foarte reactivi la asemenea comportament. În acest sens, noi ne propunem să creăm niște proiecte pilot pentru drumurile județene din județul Hunedoara. Pe de o parte, adică fiecare drum care va fi modernizat să fie dotat cu un sistem de monitorizare inteligentă a traficului. Un sistem care să permită monitorizarea vitezei cu care se circulă pe aceste drumuri și totodată care să permită citirea numerelor de matriculare. Scopul este siguranța în trafic, scopul este principal este să nu avem accidente cu victime, dar eu sunt sigur că tehnologia modernă ne permite astăzi să eliminăm și această problemă a supraîncărcării de sarcină pe drumurile județene. Dacă mă întrebați pe mine, astăzi e nevoie de o reconfigurare a serviciului de transport a Consiliului Județean Hunedoara, pentru că nu își mai justifică existența așa cum este el acum configurat. Domnule David, în urmă cu câțiva ani în liber, PNL spunea despre Valea Jiului după un tot de scutin, că este fundul județului, cam așa ceva. Acum tot județul a ajuns în fond. De ce credeți că suntem menținuți în această, nu știu, închiși așa, ca să nu avem dezvoltare? Aș vrea să fac o precizare de la început. Eu, ca om al Valea Jiului, dezavuez declarații care au caracter de de a ne izola, de a ne enclaviza pe noi cei din Valea Jiului. Și vă spun că există această tendință care s-a cultivat de a fi lăsați noi în plata Domnului. Adică le mai aruncăm așa câteodată câte ceva, le mai dăm 2-3 lei la salariu, 2-3 lei la pensie, numai să tacă din gură cei din Valea Jiului. Astea sunt lucrurile pe care eu astăzi le spun cu voce tare și mi le asum, pentru că le dezavuez. Și pentru că îmi doresc să schimbăm lucrurile de maniera în care să se simtă prezența unei instituții puternice precum Consiliul Județean Hunedoara, să ne bucurăm și să fructificăm atenția pe care ne-o acordă
guvernul condus de Ludovic Orban și sunt câteva exemple care aș vrea să le reiau și atenția asupra minerilor de la închideri care au fost primii care au simțit prezența unui guvern liberal pentru că li s-au acordat acele drepturi salariale care erau restante și faptul că acum se lucrează intens la reorganizarea complexului energetic Hunedoara și încercarea de a fi salvat de la falimentul în care a fost aruncat de către conducerile PSD. Astea sunt doar câteva exemple. Noi vom lucra împreună, nu numai cu primarul municipiului Petroșani, cu toți primarii Băiejului, indiferent de ce culoare politică vor avea, pentru ca la finalul mandatului din 2024 să avem bifat o realizare majoră. Să nu mai existe o diferență de dezvoltare între Valea Jiului și centrul județului Hunedoara. Dacă mentalitatea oamenilor legată de ne dă 2 lei la salariu și 2 lei la pensie o putem schimba? Adică să-i facem... Eu sunt sigur că da. Eu sunt sigur că da, pentru că oamenii atunci când vor vedea că există șansa ca prin investiții să avem locuri de muncă bine plătite aici acasă, nu în Germania, nu în Italia, nu în Elveția, nu în Marea Britanie, să poți să câștigi sume de bani frumușele acasă, muncind la fel cum muncești în străinătate, să vezi că poți să ai drumuri de calitate, să vezi că poți să ai sport de calitate, școli bune în care să te educi. Eu cred că atunci oamenii vor vedea că se poate și altfel. E foarte interesant capcana pe care ne-a atins-o PSD-ul. Ne-a făcut să credem că ei ne dau, nu că e dreptul nostru. Pensiile și salariile sunt drepturi muncite de oameni. Nu sunt date de PSD sau de PNL sau de USR. Dar ei ne fac pe noi să le fim recunoscători pentru aceste drepturi pe care părinții mei, bunicii mei, le-au muncit în mină sau unde au lucrat fiecare. Astea sunt lucruri pe care noi trebuie să le spunem tare, urmează să, sigur, să primesc acum un val de critici din partea celor de la PSD, dar nu-i nicio problemă, nu mă deranjează, pentru că o să mă lupt în fiecare zi cu acest tip de mentalitate până când o să înțeleagă toată lumea că noi nu suntem captivi unui partid sau unei formațiuni, ci trebuie să fim captivi unui spirit în care să încercăm și să reușim să ne dezvoltăm. Da, și aici ar mai fi o precizare, mă scuzați. Vedeți cât de mare este discrepanța între ce a făcut PSD-ul în județul Hunedoara și ce au făcut alte conduceri, că vorbim de PNL, fie că vorbim de Arad, fie că vorbim de Cluj, fie că vorbim de Timiș, sigur, Oradea, sunt localități mai mari, pol de creștere mai mare, dar ca să faci această dezvoltare și să trebuie, în primul rând, să vrei, să știi și să poți. Din păcate, și trebuie să o spun și o spun cu regret, o spun, președintele Bobora a fost și este în continuare cel mai slab președinte care l-a avut Consiliul Județean de când este el înființat. Să ai atâtea oportunități de finanțare și tu să nu fii în stare să atragi acești bani, da? S-a mai dus și administratorul public acolo. N-a fost în stare nici el să facă nimic. El a avut o chestie, vin în Valea Jiului, vin la Petroșani, drumul din Parâng și ce mare investiție am făcut eu la apa SERV. Am scumpit apa, am tăiat apa la cine am vrut eu, eu am fost jupânul și stăpânul. Da? Deci, dacă n-ai disponibilitate, dacă nu pui suflet în ceea, dacă nu crezi în ceea ce faci, ei s-au dus acolo pentru niște sinecuri, pentru niște posturi, au ajuns acolo la Consiliul Județean, oamenii au votat acum 4 ani de zile cu mare speranță și încredere, ei s-au așezat pe scaune, prima dată domnul ministru, după care a plecat în Parlament, deci nu l-a interesat, și l-a pus pe domnul Bobora, care probabil că dânsul o fi vrut, dar n-a putut. Poate n-a putut nici fizic, nici nu-mi dau seama de ce a fost năpasta asta pe județul Hunedoara în ultimii 4 ani de zile. De asta, domnul David, e o garanție că în momentul în care ajunge acolo, lucrurile se vor schimba radical. Da? Are viziune, are proiecte, are energia necesară, știe ce trebuie să facă și vrea să facă. Și mai e și din Valea Jiului. Asta este marele avantaj al nostru. Sper ca oamenii să înțeleagă acest lucru. Județul Hunedoara suferă grav la capitolul infrastructură. Este clară diferența între Hunedoara și celelalte județe, chiar și din proximitate. Consiliul Județean nu a vrut, nu a putut sau nu a știut să rezolve această problemă, pentru că la ora actuală, conform datelor publice, un sfert din drumurile județene sunt în continuare de piatră sau de pământ.
Analiza e corectă. Mi-aduc, în timp ce dumneavoastră formulați întrebarea, mi-aduceam aminte de fluturașul celor de la PSD din 2016, care spuneau că până în 2020, cred că am poza pe telefon, o să vă arăt, până în 2020 o să asfalteze toate drumurile județene. Și n-au asfaltat niciun kilometru. Asta este frapant, este șocant. De ună zi i-am făcut o vizită colegului și prietenului nostru, Justin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, așa ca să vedeți o paralelă între două județe similare. Și ca număr de kilometri de drumuri județene și ca perspectivă de dezvoltare. În județul Hunedoara nu s-a modernizat niciun kilometru de drum. Sunt în lucrul ăștia 3 km, nu-s gata, deci nu putem să spunem că sunt făcuți. Din 1383 de km de drum județean, da? În Arad sunt 1320 de km de drum județean, din care au fost modernizați prin investiții 329. Inclusiv centura Aradului, un drum care se lege Aradul de la est la vest. Pe fonduri europene, pe fonduri guvernamentale, pe fonduri locale și hai să scoatem 70 de km de drum care au fost făcuți prin, au fost modernizați printr-un program european transfrontalier, la care Hunedoara nu are acces. Deci dacă scoatem din 320-70, tot rămân 250 de km de drum. Și asta ce ne arată nouă? Ne arată că răspunsul la întrebarea dumneavoastră este da. Nici nu știu, nici nu pot și nici nu vreau. Pentru că eu nu pot să cred. Eu am lucrat cu oamenii din Consiliul Județean Hunedoara, eu cunosc capacitățile aparatului de acolo. Gândiți-vă că noi am reușit să începem și să finalizăm o investiție pentru modernizarea 18 km de drum în 4 luni. Deci există această capacitate, dar pentru asta trebuie să mai fie și cineva la conducere care să coordoneze corect. Trebuie să existe, sigur, să ai șansă să ai un constructor bun de calitate care să își poată să se poată mobiliza și trebuie să existe aceste coordonări făcute activ. Dar în acești 4 ani, în Consiliul Județean Hunedoara, nu s-a putut face nimic. Întotdeauna au existat probleme care au fost aduse în atenția publicului, dar eu cred că rolul nostru nu este ca să venim în fața dumneavoastră o dată pe săptămână sau, nu știu, o dată pe lună să spunem, domnule, avem probleme. Nu, rolul meu este să se rezolv problemele. Pentru că dacă sunt doar un crainic care vine din când în când de la Deva și spune, a, nu pot să fac nu știu ce drum pentru că, nu pot să fac altă investiție pentru că, asta nu înseamnă că am vreo calitate. Asta înseamnă că doar am preluat o problemă și am transmis-o dumneavoastră. Nu, rolul meu ca președinte de Consiliul Județean este să găsesc soluțiile și să repar problemele. Dar spuneți-mi mie dacă există vreo problemă care a fost semnalată de Bobora, de Nistor, de Avram, în acești 4 ani și care au venit să spun am și găsit soluția. Problemele au fost identificate și au fost lăsate pe postament. Asta s-a întâmplat. Iar noi, din acest motiv, nu am reușit să avem o dezvoltare coerentă a județului nostru. De asta nu avem niciun drum modernizat în acești 4 ani. A, și ca să anticipez o reacție a celor de la PSD, da, și Justin Cionca și Consiliul Județean Arad au făcut covoare de drum. Tot pe 180 de kilometri, ca și PSD Hunedoara. Deci nu e nicio problemă să repar drumurile. Foarte bine că le repari, foarte bine că folosești acele contracte de întreținere și drumurile sunt reparate. Dar asta nu înseamnă că nu mai trebuie să faci investiții. Asta nu înseamnă că tu nu trebuie să vii la zi cu infrastructura, să o modernizezi, să ai... pentru că ce înseamnă? Lucrarea de reparație este mai turnăm un strat de asfalt peste ce este existent acum. Pe când modernizare înseamnă lucrăm la substructura drumului, lucrăm la rigole, la drumuri, la ziduri de sprijin, parapet și așa mai departe. Asta înseamnă, asta e diferența dintre o reparație și o investiție. Ne vopsim mașina sau ne cumpărăm o mașină nouă. Cam asta e diferența. Iar ceea ce s-a întâmplat până acum arată incompetența celor care au condus Consiliul Județean. Nu au fost în stare.